Bună seara și bine ați venit la un eveniment atât de special, un concert pe care dorim să îl oferim celor care în această seară sunt prezenți. Ne bucurăm încă de sabatul pe care Dumnezeu ni l-a oferit și de binecuvântarea pe care o primim sabat de sabat. Cer parțial noros și condiții de ploaie la București pentru voi cei care ne urmăriți pe internet din diverse țări ale acestei lumi. Cu toate că condițiile meteo sunt ușor nefavorabile, vreau să vă transmitem, să vă spunem că atmosfera de aici din sală este absolut fabuloasă, extrem de caldă și de încăpătoare, pentru că aici în sală nu-i puteți vedea, dar probabil că colegii noștri vă vor arăta fețele lor, fețe optimiste, fețe puternic motivate de credința în Iisus Hristos. Vă mulțumim că ne-ați ales și în această după-amiază și cu siguranță veți petrece alături de noi momente frumoase. Primiți salutările comunității noastre din Brâncoveanu către voi care ne primiți din toată lumea. Când spunem atmosferă caldă, nu dorim să spunem că va fi caniculă, să sperăm că răcoarea cântecelor și a prezenței lui Dumnezeu ne va înviora și toate acestea ne vor aduce un moment special în această seară de 16 iunie. Faptul că suntem împreună aici se datorează unui moment extrem de important, unei idei absolut revoluționare care a mișcat ceva în biserica noastră. Avem foarte multe mulțumiri pe care le vom epuiza, le vom transmite pe parcursul concertului, dar vreau să începem cu cel care ne-a oferit ideea, cu cel care ne-a oferit inspirația, suportul și susținerea pentru a merge înainte. Dorim să-i mulțumim pentru consecvență Domnului Iisus Hristos. Așadar, vă invit să ne rugăm. Tată bun, venim să îți aducem în această seară toată recunoștința noastră. Îți mulțumim că Tu veghezi fiecare pas al nostru, fiecare mișcare pe care o facem și îți mulțumim acum pentru ceea ce ne-a ajutat să clădim aici, în biserica aceasta. Ne-a ajutat să facem sabatul relevant pentru fiecare categorie de vârstă. Mulțumim. Pentru fiecare om care te caută pe tine, pentru orice suflet deznădăjduit. Te rugăm ca în seara aceasta să primești Tu cuvintele noastre, să primești Tu cântările noastre și recunoaștem că ți le dăruim Ție cu toată bunăvoia noastră. În numele Fiului Tău Te-am rugat și îți mulțumim. Amin. Amin. Mulțumirea, într-adevăr, trebuie să fie doar a lui Dumnezeu. Fără ajutorul Lui, poate că proiectul pe care l-am realizat pentru aproximativ 9 luni de zile nu ar fi fost posibil. Deschide sabatul la Brâncoveanu chiar a fost o binecuvântare, pentru că începând de vineri seara, atunci când împreună cu dumneavoastră, cei care ați fost prezenți, dar și împreună cu cei care ne-au urmărit online, a fost de asemenea o binecuvântare și o bucurie. Dar o prezență importantă în programul de deschidere a sabatului a fost muzica. Se spune că dacă n-ar fi existat muzica și dacă noi n-am fi avut suflete, probabil că muzica ne-ar fi creat sufletul. Muzica, într-adevăr, sabat de sabat, a adus bucurie fiecăruia dintre noi. Am avut curajul pentru 9 luni de zile la Brâncoveanu să tratăm o anchiloză a bisericii adventiste. Am avut curajul să pătrundem acolo unde toropeala, unde lenevealea și lipsa de interes puseseră stăpânire pe biserică, o dominau de-a dreptul. Am reușit prin ideile pe care le-am primit de la Dumnezeu să mergem pe un traseu desțelenit deja de ideile noastre și făcut drept și curat de motivația pentru Dumnezeu. Așa cum spunea și Edisa, a fost un program atât de complex în care fiecare și-a găsit locul. Dar muzica, muzicienii, au fost și de data aceasta unul dintre momentele cu cel mai mare succes evanghelistic. Îmi aduc de primul sabat în octombrie, când totul însemna și emoție, pentru că nu știam ce înseamnă proiectul Deschide Sabatul la Brâncoveanu, însă muzica, de asemenea, a fost prezentă atunci și mi-aduc aminte de formația Unisong și îl văd pe Ciprian acum în sală. Mulțumim, îi spune Ciprian. Un bun venit. Și chiar a fost o emoție pe care am simțit-o cu siguranță și noi cei care eram aici,
Și cei care au cântat și cei care probabil ne-au urmărit online. Formația Sola Scriptura, o formație a veteranilor și văd câțiva din sală, dintre cei care alcătuiesc această formație. Vă mulțumim că ați venit. De la Centrul de Sănătate Podiș au venit de departe corul acesta. Au fost și copii, Beatrice și Anelis Crăciun, au fost într-o vineri seară și au deschis sabatul împreună cu noi. De asemenea, au fost și formații instrumentale, formația instrumentală Joy. Foarte mulți au venit să cânte deschizând sabatul împreună cu noi, de la Oradea, Robert Bede, țin minte că atunci nu știam dacă va veni sau nu va veni, însă emoțiile într-adevăr au fost intense, însă Robert Bede împreună cu fratele său au venit într-o seară și au deschis sabatul la Brâncoveanu. Robert Bede vorbește maghiară. Eu nu m-am prins multă vreme de ce el nu răspunde prompt la replicile mele, pentru că omul nu trebuia întâi să le înțeleagă, dar am descoperit aseară în el un luptător, un ostaș român, care trece Carpații de fiecare dată când e nevoie de el. Iată ce fel de centenar vom avea anul acesta, probabil și în Biserica Adventistă. Mulțumim, Robert de Bede. Au mai fost formații corale foarte importante care au venit aici la noi, au fost și alți artiști. A fost o efervescență minunată atunci când Bucureștiul nu-ți dădea nicio șansă. Blocaj în trafic, oboseală, refuz și totuși în biserica noastră se deschidea sabatul cu ardoare și cu bucurie. Mulțumim, Doamne, pentru acest lucru. Ei, și o parte dintre acești muzicieni care ne-au adus binecuvântarea lor prin muzică sunt în această seară la acest concert. Ei vor fi cadoul nostru pentru dumneavoastră, iar muzica lor, cu siguranță, ne va aduce mai aproape de Dumnezeu. Au crescut aproape împreună, jumate necăsătoriți, jumate căsătoriți. Au alcătuit pentru prima oară atunci când și-au pus numele, după părerea mea. Am zis așa, măi, dacă facem un program cu adevărat de avangardă, ar trebui să avem și girul Uniunii, să nu zică că cine știe ce facem în biserică. Și atunci am găsit așa un nume care se numea așa, Union Quartet. Și am zis, Edisa, ăștia sunt sigur quartetul de la Uniune. Haideți să-i chemăm ca să fie alături de noi. Și i-am adus... erau trimis și număr prea mare. Da, da, și ne-am uitat așa la ei și l-am văzut, omul e cu codiță. Nu cred. Adică am fost așa anumite chestiuni. Așadar, în această seară, numai că muzica lor ne-a convins, chiar și Uniunea ar fi de acord cu ei. Dragii noștri, voi cei care ne urmăriți pe internet, suntem în această seară bucuroși să îi prezentăm pe cei care sunt membrii formației Union Quartet, care sunt alături de noi. Băieți, vă mulțumim! Da, tot într-o vineri seară la deschide sabatul la Brâncoveanu, Claudiu Agapie a fost prezent cu muzica lui, așa că te invităm aici, pe mica noastră scenă, Cătălin Gâțan. Și după 20 de ani de muzică intensă, până la urmă, cel pe care îl voi prezenta în continuare a reușit să devină o figură. O figură de stil, pentru că Vili Dulă, după părerea mea, este epitetul muzicii creștine adventiste. Vili, bine ai venit! De asemenea, într-o seară, la deschide sabatul la Brâncoveanu, s-a aflat formația Incanto, iar noi acolo am descoperit, aș putea folosi acest termen, o tânără fată care ne-a încântat cu vocea ei. Iar pe în această n-o prezentăm seară, acum, n-o prezentăm acum. Vreau să vedeți, să aveți această uimire, neliniște. Dom'le, dar cine fii? Ești tu? Ești cumva tu la momentul potrivit. Dragii mei, după cum ați văzut, muzica a reprezentat apanajul, baza întâlnirilor noastre. Și de fiecare dată când am cântat, am cântat din suflet. Din sufletul nostru am cântat de fiecare dată, unii cu alții și împreună. Am cântat din suflet pentru că ne bucurat că suntem împreună în acest sabat. Da, am cântat din suflet fiecare, unii cu ceilalți și simțeam așa că putem să cântăm și mai mult, și mai mult. Așa că... Chiar vom cânta din suflet. Am regizat și eu un moment și nu-mi iese. Băieți, avem o primă piesă, piesa cu corul. Pare rău, nu mi-a ieșit, am vrut. Da, dar să știți că am cântat din suflet de fiecare dată. Asta este piesa.
Acum înțelegeți de ce spuneam, cântam din suflet, din suflet, din suflet, să se prindă regizorul de transmisie în sfârșit. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu, ce binecuvântat a lui lume e sfânt, cântă acum cum nu ai mai cântat. E o nouă zi, soarele răsare, e timp să cânt spre slava ta, orice ar veni și în față îmi apare. Eu vreau să cânt și seara laude. Cântă suflete al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat a lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. O, Doamne sfânt, ești a mea tărie, în dragoste ești bogat și bun. Găsesc că am 10.000 de motive să laud astăzi al tău nume. Cântă suflet al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat. Iar când sfârșitul îmi va fi aproape, puterile când îmi vor slăbi, al meu suflet va cânta continuu. Ori 10.000 de ani și în veșnicii, cântă suflet al meu pentru Dumnezeu, cel binecuvântat a lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat. Cântă suflet al meu cel binecuvântat a lui nume e sfânt, cânt acum cum nu ai mai cântat, cum nu ai mai cântat, cum nu ai mai. Vă spunem și noi pacea Domnului și bine ne-am întâlnit în această după-amiază de sabat la Biserica Brâncoveanu. Melodiile pe care le vom cânta în această după-amiază au fost alese special să le cântăm împreună cu voi, așa că vă invităm să vă uniți glasurile alături de noi. Atâta
Da. Ce minunat azi pot să fiu salvat. Am fost pierdut, nenorocit, dar Domnul m-a iubit. O altă viață mi-a promis și am un drum deschis. Mi-ai spus atunci că fii vei cu mine prin zile de ieri și zile de mâine. Împarți oricând pace din cer, căci tu ai promis să-șezi tronul tău în inima mea. La pade viață, Iisus, te cheamă să vii, să stai lângă Domnul, acasă vei fi. El știe durerea, ruga spusă în noapte, căci în palmele sale e săpat pentru Iisuse bun, primește-mi azi inima, fii bun salvator și împlinire îți mulțumesc și mă închin, căci tu ai promis să-șezi tronul tău în inima mea. La
stai lângă Domnul, acasă vei fi. El știe durerea, ruga spusă în noapte, căci în palmele sale e săpat pentru veci. La Iisus te cheamă să vii, să stai lângă Domnul, acasă vei fi. El știe durerea, ruga spusă în noapte, căci în palmele sale e săpat pentru veci. Amin. În 1970. Vineri seara. Merg la biserică și mă uit în spate. Mi se pare că mă urmărește cineva. Mai merg și mă uit din nou peste umăr. Mergem la biserică cu entuziasm, fără griji, nicio treabă. Ajung la locul întâlnirii. Mă mai uit odată în spate, deschid ușa, intru repede și o închid după mine, să nu vină nimeni. Când ajungem la biserică, avem brațele deschise, îi primim cu mare căldură atunci când vin musafiri, când vin membri, când vin oameni. Îi tratăm cu multă bucurie, cu multă prietenie și iubire. Când cântăm, toate geamurile sunt închise. Nu trebuie să audă nimeni nimic, să nu se audă afară. După cum ați putut observa, cum am început acest concert, a fost multă muzică. Am cântat, de fapt ei au cântat cu multă iubire, cu mult drag, cu har, cu glorie. Noi chemăm și formațiuni, chemăm și coruri, deci noi cântăm cu drag, ca noi să fim liniștiți, să avem atmosfera plăcută. La noi nu e așa. Noi închidem geamurile. Nu trebuie să știe nimeni că suntem acolo. Nimeni din afară nu trebuie să ne urmărească. Din contră, noi vrem să fim cunoscuți. Vrem să distribuim cât mai mult, să postăm pe Facebook despre proiectul nostru, despre noi, pentru că noi putem distribuim și pe YouTube. Nu mi se pare corect. Vino puțin mai aproape, vreau să simt și eu ce se întâmplă la voi. La mine nu e așa, noi primim mesaje de la securiști, ne amenință să nu ne mai întâlnim, să nu se mai întâmple nimic la noi acolo. La voi nu e așa. Am înțeles că ați primit mesaje de încurajare, tocmai din America, dacă nu mă înșel? Președintele bisericii, da, Ted Wilson, așa. Nu te înșel. Din contră, am primit mai multe mesaje încurajatoare din alte țări, de pe alte continente, cum ar fi președintele pastorul din Israel, David Shalom. Am mai primit și de la Nicu Butoi, am mai primit și din Asia, cum ar fi China, unde sunt foarte mulți atei. Am mai primit și din Filipine, din India, am mai primit și din Africa. Deci am primit foarte multe mesaje încurajatoare și susținătoare. Și am mai primit și mesaje televizate, cum ar fi de la Speranța TV, care chiar și ne-au urmărit. Probabil ați observat paralela. Întrebarea se pune, unde ești tu acum? Te uiți peste umăr când vii la biserică? Sau deschizi ușa larg?
Dumnezeu are un plan cu fiecare dintre noi. Important e ca tu să fii deschis și să-L lași pe Dumnezeu să-ți atingă inima. Amin. Am fost rugați să spunem două lucruri în această seară despre programul minunat pe care l-ați desfășurat timp de 9 luni. Eu o să fiu foarte scurt pentru că și la cea de-a doua piesă voi avea ceva de spus. Va fi o surpriză. În primul rând, felicitări pentru tenacitatea, pentru energia pe care o aveți vineri seară, pentru că da, este o realitate. Tinerii nu mai vin la biserică vineri seara și datorită vouă, datorită programelor voastre, ați adus oameni în sală, datorită muzicii, datorită invitațiilor pe care i-ați adus în fiecare vineri seară, cu toate că ați lucrat până la 5-6 seara, la 7-8 când s-a început programul, erați aici. Așa că felicitări, este trist să spun felicitări pentru că ar trebui să fie o normalitate, dar voi ați adus normalitatea în biserică, din nou, vineri seara. Prima piesă se numește Prin furtuni și ierni și certitudinea este că Dumnezeu ne poartă prin orice anotimp și putem să punem și ghilimelele de rigoare. Prin furtuni și ierni, tu mă ții, tu mă chei, să mă închin bucuros, să-mi fii tu a ta post la calvar umilit. Tine împlinit, liniștit, odihnit în brațul tău. Ești salvatorul, mărețul har. Tu mi-ai făcut cel mai scump dar. Tu ești comoara ce s-a întrupat, Fiul ce Tatăl ni-l-a dat. Prin furtuni și ieri, tu mă ții, tu mă chemi, să mă închin bucuros, să-mi fii tu a ta post la calvar umilit. Sunt prin tine împlinit, liniștit, odihnit în brațul tău. Și ce minune, ce Dumnezeu, născut să moară în locul meu. Și ce cer avem
aș putea să nu cânt eu prin furtuni și tu mă ții, tu mă chemi să mă închin bucuros, să-mi fii tu a ta post la calvar umilit. Sunt prin tine împlinit, liniștit, odihnit în brațul Amin. Vreau să-mi spui cât voi mai aștepta până te voi vedea printre îngeri venind. Vreau să-mi spui cum cu lacrimi de dor către cer la al meu Salvator. O spune-mi, Iisuse, ce locuri frumoase ne așteaptă în scumpul cămin. Că vom sta toți la masă cu tine în cerul divin. Vreau să-mi spui că asculți ruga mea și sub aripa ta zilnic mă vei purta. Vreau să-mi spui că din cântecul meu vei croi tot mereu drum spre căminul tău. O spune-mi, Iisuse, ce locuri frumoase ne așteaptă în scumpul cămin. Spune-mi, Iisus, că vom sta toți la masă tine în cerul divin. Acasă în cerul divin. Amin. Spune profetul Isaia și vei zice în inima ta, fă-mi loc ca să mă așez.
nu mai avem loc. Foarte frumos. A fost întrebat un rabin, ce însemnează veșnicia pentru tine? Și a spus următorul lucru. Pentru mine veșnicia este sabatul care nu va apune niciodată. Hristos care va fi soarele acestei lumi. Dar ce spun eu? Sabat de sabat, de atâta vreme, gustăm și noi, așa, pământean, omenește, din acele sclipiri ale cerului, ale sabatului veșnic, deschide sabatul la Brâncoveanul, totdeauna va fi o plăcere să vin și să cânt pentru slava lui Dumnezeu. Venim aici nu pentru să-L pline, nu pentru ce știu eu ce invitați, nu pentru ce știu eu ce tehnică vocală, ci ca să-L găsim pe El. Nimic n-ar avea rost dacă El ar lipsi de la întâlnirea noastră. Îți mulțumesc că pot să privesc frumusețea din flori când despre cer îmi vorbesc. Culori de vis pe cer mi-a aprins din dragostea lui de tată. Minunat, Doamne, Tu ai creat flori și păsări și cerul curat pe întinse mări, pe albastrele zări, toate de Tine-mi vorbesc. Îți mulțumesc că pot să ascult cum îți cântă în cor păsări și râuri curgând. Dar mai frumos este al nostru prinos, e glasul ce-ți spune Tată. Minunat, Doamne, Tu ai creat flori și păsări și cerul curat pe întinse mări, pe albastrele zări, toate de Tine-mi vorbesc. Îți mulțumesc că tot ce primesc mă ajută să urc spre paradisul ceresc. Pe munți și nori, pe soare și flori, pe toate ai scris iubire. Minunat, Doamne, Tu ai creat flori și păsări și cerul curat pe întinse mări, pe albastrele zări, toate de Tine-mi vorbesc. Minunat, Doamne, Tu ai creat flori și păsări și cerul curat pe întinse mări, pe albastrele zări, toate de Tine-mi vorbesc. Minunat, Doamne, Tu ai creat flori și păsări și cerul curat pe întinse mări, albastrele zări, toate de Tine-mi vorbesc. Amin. Programul Deschide Sabatul a presupus din start anumite controverse. Ce facem cu pastorii? Ăștia vorbesc mult, nu mai termină. Îmi amintesc că de multe ori erau la amvon, la microfon și spuneau, da, știu, 20 de minute, n-au să depășesc timpul. Nu cred că a fost pastor în biserica asta să vină la Deschide Sabatul care să nu amintească odată că i-am spus să vorbească doar 10-15 minute.
Nu era o problemă, ajunsese să-mi fie frică, pentru că în cadrul programului Deschide Sabatul, n-am mai pus accentul în mod direct pe predicare, să fie o predică lungă, de 30, de 50, de 60 de minute, ci predicarea să fie directă, să fie precisă, să fie clară. Așadar, probabil că am fost așa ușor mai duri cu ceea ce s-a întâmplat atunci când aveam această rugăminte. Dar bănuiesc că s-au obișnuit, a fost probabil un lucru probabil greu. A fost un început. Da. Se vor așteptăm acum în direct să ascultăm vocea pastorilor, să vedem cum s-au obișnuit sau nu, care a fost reacția directă la o astfel de situație. Am avut pastori care au venit la noi în biserică din foarte multe zone, din foarte multe domenii și am încercat la Deschide Sabatul să prezentăm nu numai serviciile de închinare, nu numai noua structură și fața ei, ci să prezentăm și ce este dincolo de închinare în Biserica Adventistă. Au fost un număr de 20 de pastori invitați la programul Deschide Sabatul la Brâncoveanu. Și au fost de asemenea amintite punctele importante în care Biserica Adventistă de ziua șaptea crede. Am vorbit despre cât de important este serviciul școlii de sabat, am amintit cât de importantă este educația copiilor, de asemenea ce rol important au părinții în a veni împreună cu micuților la biserică. De asemenea, un alt subiect dezbătut într-o vineri seara la proiectul Deschide Sabatul la Brâncoveanu, a fost și amintit despre spiritul profetic și rolul pe care Ellen White l-a avut în scrierile pe care ni le-a oferit. Dar mai multe despre ce a însemnat acest demers al pastorilor în biserica noastră ne va spune chiar acum pastorul bisericii Dima Viorel, pe care îl invităm alături de noi. Bine ați venit, frate pastor. Nu v-ați simțit foarte confortant în momentul în care a trebuit să primiți atât de mulți colegi în biserica noastră? Bine v-am găsit. L-am provocat. Felicitări pentru acest concert special. Sunt bucuros ca biserica noastră să găzduiască un așa eveniment și mulțumesc atât inițiatorilor cât și tuturor care au acceptat să ne susțin în acest demers, tuturor invitațiilor, foarte multe mulțumiri și binecuvântarea cerului. S-au spus multe, mai sunt multe de spus despre ceea ce a fost și nu se va spune niciodată tot. Ceea ce putem să spunem este că a fost un demers interesant, pasionant, destul de emoționant, care ne-a pus de multe ori în situații delicate, dar avem experiență cu Domnul prin faptul că atunci când am cerut susținere din partea colegilor pastori, ca și din partea altor persoane care au contribuit la realizarea acestui program, am avut un răspuns pozitiv, o susținere bună. Le mulțumim tuturor și am făcut lucrul acesta, i-am invitat pentru ca să vă îmbogățim pe dumneavoastră, să vă fie mai bine și să contribuim astfel la pregătirea noastră pentru marele și frumosul eveniment al revenirii Domnului nostru Iisus Hristos. Totdeauna am fost cu gândul la acel salut. Maranata! Domnul vine! Amin. Despre mesajele care s-au transmis, știți cu toții. Despre cei care au participat, de asemenea, știți. Ceea ce vreau însă să vă spun în această seară este că bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Și că Bunul Dumnezeu are pentru noi pregătite surprize și pe viitor. Și sunt convins că în toamnă, dumneavoastră, veți fi bucuroși de alte noi binecuvântări. Până atunci însă, fie ca harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi cu toții. Amin.
liber, ai jos să-mi ajunge argint și aur. N-am în casa mea, dar în locașul strălucirii divine, numai în aur eu voi umbla. Eu am locașul dincolo-n mărire, în strălucirea ce n-o pot visa. Cândva acolo voi sfârși alergarea pe străzi de aur în slava sa. Cine singur, sufletul meu e de ceruri legat. Sunt călătorul ce-și caută țara, unde lumina e neîncetat. Strălucirea ce n-o pot visa, când acolo voi sfârși alergarea pe străzi de aur în slava sa. Strălucirea ce n-o pot visa, cândva acolo voi sfârși alergarea pe străzi de aur în slava sa.
mi-amintesc, m-ai ocrotit în toată viața mea. Raza ta mă-nvăluia și-n taină îmi șoptea, mereu vei fi a mea. Azi ne-amintim iubirea lui, mereu ne-a însoțit, cu umbra lui ne-a învăluit și-n suflet ne-a șoptit, mereu veți fi ai mei. Doamne-ți mulțumim să vii curând, în inim te dorim, în orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Flori și bucurii revarsă acum din harul tău ceresc, și prin cazuri sau dureri să lași tu mângâierii sători în inim dor. Doamne-ți mulțumim să fii curând, în inim te dorim, în orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. Doamne, te așteptăm să vii pe nori în veac, vrem să-ți cântăm. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, mereu te vom iubi. În orice timp noi vom fi, oricâți ani vom trăi, doar tu și noi vom fi. Tu și noi. Amin. Pe parcursul acestor luni, de când a început programul Deschide Sabatul, mai întâi am participat cu mare bucurie în fiecare vineri seara. Am fost entuziasmat să observăm cum biserica prinde viață, cum se umplu locurile care de obicei erau libere, și asta până într-o zi când Adi a venit la noi și ne-a întrebat dacă am vrea să implicăm și noi. Și atunci, cu mare bucurie, am acceptat și am așteptat să vedem despre ce e vorba, ce avem de făcut. La fel ca și Teodora, vreau și eu să-i mulțumesc foarte mult lui Adi Petreacă, pentru că a reușit să îmbine să, în acest program, să ne implice și pe noi tineri din biserică, și chiar ne-am simțit util și pentru aceasta îți mulțumim. Noi a trebuit să luăm vox-uri pe stradă împreună cu echipa de tineri din biserica noastră
Și astfel am aflat părerile bucureștenilor cu privire la diferite subiecte care au fost prezentate aici vineri seara. Au fost momente foarte drăguțe, au fost și momente amuzante. Îmi amintesc că odată a trebuit să mergem să întrebăm oamenii despre ce cărți citesc și mi-a spus cineva că citește Picasso. Și mi s-a părut destul de interesant, am zis, probabil nu știu eu despre ce vorba, poate, cine știe. Au fost nu numai situații amuzante, ci și unele mai profunde. De exemplu, la un moment dat trebuia tot despre cărți era vorba și tocmai explicam unui om despre ce este interviul, ce întrebări o să-i punem și dacă e de acord să-l intervievăm. Și atunci un om pe role tocmai s-a oprit în fața noastră și ne-a spus că el este bolnav, că a fost în Germania pentru a-și rezolva problemele de sănătate și acolo a aflat despre Biserica Adventistă și a avut oportunitatea de a ne cunoaște și ne-a răspuns până la urmă dumnealui la întrebări, deși omul acela pe care încercasem să-l intervăm n-a fost de acord, numai că el ne-a dat o grămadă de răspunsuri interesante pe care le-ați și urmărit într-o seară. Pe lângă lucrurile amuzante de care am avut parte, am putut să învățăm și niște lecții foarte importante și dacă stau să mă gândesc puțin, una dintre cele mai importante lecții pe care le-am învățat a fost aceea că în orice situație, cea mai nefericită modalitate, situație în care se poate fi cineva este aceea de a fi ignorant. Pentru că erau foarte mulți oameni care se opreau din politețe, ne întrebau despre ce este vorba și apoi ne spuneau că nu au nicio părere, că nu sunt interesați, nu știu, nu au nicio opinie despre asta. Sau, de exemplu, trebuia să întrebăm, la un moment dat era vorba despre biserică, despre impactul bisericii în societate și trebuia să ne întrebăm cât de des merg ei la biserică. Și aproape toți, cred că o excepție sau două, ne-au răspuns că merg de Paște și de Crăciun și mai ales atunci când îi întrebam care a fost impactul părinților în domeniul acesta al vieții lor și mai mulți ziceau, da, mă aducea mama la biserică când eram mic, da, dar acum nu mai merg, nu mi se pare interesant. Sau, de exemplu, când îi întrebam despre ce cărți citesc, care e ultima carte citită, obișnuiam să ne spună, citeam când eram mic pentru școală, da, Creangă, Eminescu, cam așa. Am observat că oamenii chiar nu citesc, foarte mulți dintre ei, deși ne spuneau că atunci când erau copii citeau foarte mult și ni s-a părut destul de interesant, pentru că în momentul în care ai o pasiune așa când ești mic, cu greu renunți la ea atunci când crești. Dar au fost și oameni care ne-au răspuns pozitiv. Chiar am întâlnit o doamnă care citea foarte mult, știu că tu ai intervievat-o. Da, era aproape de sfârșitul zilei, mai aveam unu-două interviuri de făcut și se uita insistent la mine și am întrebat-o despre ce cărți citește, mi-a spus și apoi întrebarea noastră era dacă a auzit de editura Viață și Sănătate. Și chiar auzise. Da, și mi-a dat câteva titluri de carte, din păcate interviul acesta nu am putut să-l avem aici pentru că nu a fost, nu știu, a fost câteva probleme tehnice. A fost lumina blană din cauza că era foarte seară. Da, și ca o concluzie ne-am bucurat foarte mult să fim implicate și le dorim aceasta tuturor tinerilor din biserică. Și ca pe o provocare pentru fiecare dintre noi este ca să ne facem mai mult cunoscuți, pentru că am observat că majoritatea oamenilor nu știu despre ce e vorba, n-auzi de Biserica Adventistă, n-auzi de Editura Viață și Sănătate, e o oportunitate bună ca să ne facem mai mult cunoscuți și lumea să știe despre ce e vorba, pentru că sunt cărți de calitate, sunt programe de calitate de care au nevoie. Puțin, fetelor, noi de fapt vrem să vă mulțumim vouă că ați acceptat, pentru că în cazul vostru, vreau să vă spun ceva, poate fi exact în cazul acelui tânăr sau acelei bătrânele de la metrou, care în momentul în care el s-a ridicat și i-a spus, vă rog, luați loc, ea a leșinat. Și în momentul în care și-a revenit bătrâna, ea i-a spus lui, mulțumesc, și a leșinat el. Așa a fost și cu voi. Eu vă mulțumesc frumos că voi ați acceptat provocările noastre. A fost prima voastră lecție de jurnalism, așa că mai urmează. Mulțumim foarte frumos. Mai aduceți și în gașca voastră noi tineri. Uneori vocea poporului adevăr grăiește că e bun sau rău acel adevăr pe care îl aflăm. Asta e vocea poporului, vox populi. Da, am avut parte de multe lucruri, dar una dintre cele mai mari surprize din punct de vedere muzical pe care l-am avut aici a fost o tipă. O soră.
Am avut invitații aici grupul Incanto, care ne-a incantat frumos, așa să zicem. Mie mi-a plăcut și celor care au fost în seară le-a plăcut. Numai că la un moment dat eu am întrebat, dom'le, dar aveți și o vreo piesă cu solist? Și a zis, da, cred că avem. Ok, bine, ok. Și am văzut atunci o solistă. Da. Care? Ne-a încântat, într-adevăr, și pe noi. Și am întrebat, cine ești, de unde ești, nu te-am mai văzut. Păi zice, n-am mai cântat de vreo 6 ani, am renunțat. Și ții minte că am zis, am o surpriză pentru tine, toate la timpul lor. E, acel timp... Iată surpriza. Se numește Denisa Băileșteanu, pe care acum timpul chiar acela că a sosit. Timpul acela a sosit, se numește Cristina Băileșteanu și cântă... Hai, vino aici între noi. Și de cât... Ce s-a întâmplat cu tine? Ai cântat? N-ai mai cântat? Ai o voce? Spune-mi, te rog, câte kilograme ai? Nu se spune. Nu se spune. Puține. Ce vârstă ai? Nu se spune. Mică. Vreau să vă spun ceva. Vă rog să o priviți pe Denisa și mă, ce mică e. Uite-te la ea. Așteptați puțin. Da. Mică, dar cu o voce mare. Așteptați, nu spuneți nimic. Denisa, spune-ne ceva despre tine. Nu știm nimic, este momentul să le spui. Sunt o grămadă de oameni cu noi pe internet, acum, o mulțime, scuzați-mă, de oameni pe internet cu noi. Spune-ne ceva, vrem să știi despre tine. Denisa Băileșteanu. Vă mulțumesc pentru invitație. Am foarte mari emoții, pentru că eu foarte rar cânt cu public. Am făcut cursuri de canto din clasa 9 până între 12-a, apoi am renunțat. Am mers pe limba engleză. Da. Piesa va fi în românești. Da. Da. E bine. Ce să mai zic? Mulțumim frumos că te-am cunoscut. Unul dintre obiectivele noastre la Deschide Sabatul, precum și la Armonii între Generații, concerte pe care le vom relua într-o altă formă în toamnă, este să găsim oameni care au, într-adevăr, dar, talent și să-i promovăm. Una dintre aceste... căutări cu succes, se numește Denisa Băileșteanu. Cer și pământ ca o haină au învechit. Nu-i doar un vis, locuri noi ni s-au pregătit. S-au dus dureri ce-atât de mult au lovit. Și noapte nu va mai fi. Lacrimi nu-s, nici dureri au trecut, cum trec norii pe cer.
aici vom sta pentru veci, lângă tronul său. Acolo sus am un loc pregătit de mult, un cântec nou dinspre cer ne-ncetat. Mulțumim frumos. Știu că oamenii ăștia vor să te aplaude, dar într-o dată viitoare. Da, mulțumim frumos. Ce părere aveți? Spuneți-mi cum a fost. Frumos. Nu uitați concertele ei, vă rog. Vili. Înainte ca fratele de la tehnic să dea drumul la piesa următoare, poate că ai un vis? L-a ridicat frumos și cineva a venit și ți l-a strivit, pur și simplu, cu cinism și fără niciun fel de rușine. Poate că ai muncit o groază și ai sacrificat foarte mult timp, foarte mulți bani în afacerea ta și o conjunctură ți-a strivit-o. Poate că în relația ta cu fratele tău ai fost dezamăgit și ești la un pas să renunți. Poate că ai studiat ani de zile muzică și la un moment dat spui, nu cred că pot să mai continui, eu am să renunț. Poate că în relația cu Dumnezeu ai fost dezamăgit de tine însuți și spui, eu nu merit dragostea lui Dumnezeu. Cântecul următor spune, nu renunța. Nu renunța. Indiferent încercările prin care viața te trece, indiferent de conjuncturi, indiferent de ce știu eu, ce derbedei au ajuns să-ți deranjeze sufletul, interiorul, nu renunța. De ce? Există ceva mai bun care ne-a pregătit Dumnezeu în ceruri. Există acea promisiune divină formulată în mod divin. Eu vin curând. Amin. A ținut această declarație fiecare generație în priză, crezând că generația respectivă este ultima. Extraordinar formulată. Eu vin curând. Nu renunța la visul tău. Oricare ar fi acela care să fie nobil și înălțător. Puțin mai încet, un pic, așa. Suflet scump, de ce umbli fără speranță? Curajul ce ți-ai pierdut, poți să ai în Iisus, doar în El credință. Și totul va fi renăscut. Nu renunța, Domnul
vine. E doar o clipă până în zori. Nu renunța, Domnul revine. Vine Iisus, El vine pe noi. Nu va fi prea mult și pământul va trece, păcatele-n veci s-or sfârși. Ochii tăi vor vedea nesfârșita mărire, Iisus în curând va veni. Nu renunța, Domnul revine, doar o clipă până în soare. Nu renunța, Domnul revine. Vine Iisus, El vine pe noi. Inima ți s-a prins de comorile lumii, mereu te-a înșelat prea mar. Dacă-L rogi s-o desprins, Dumnezeu te ajută. Întoarce-te, încă e har. Nu renunța, Domnul revine. E doar o clipă până în zori. Nu renunța, Domnul revine. Vine Iisus, El vine pe noi. Nu renunța, Domnul revine. E doar o clipă până în zori. Nu renunța, Domnul revine. Vine Iisus, El vine pe noi. Vine Iisus, vine pe noi. Amin. Azi m-am întors cu credință la Domnul. După un timp în zadar cheltuit, eu n-am uitat părintească iubire. El m-a așteptat ca pe-n fiu rătăcit. Azi m-am întors și ce bine-i acasă. Nu mai sunt rob, ca un fiu sunt primit. Tatăl mi-a dat haina lui cea curată, numele Lui fie-n veci preamărit.
Azi m-am întors cu credință la Domnul, căci despre El și mama mi-a spus. Ea îmi vorbea ca să pot înțelege. Azi în sfârșit l-am găsit pe Iisus. Azi m-am întors și ce bine e acasă. Nu mai sunt rob, ca un fiu sunt primit. Tatăl mi-a dat haina lui cea curată, numele lui fie-n veci preamărit. Azi m-am întors cu credință la Domnul, de El cândva în Scriptură am citit, dar am privit tot mai mult înspre lume. L-am părăsit, dar El tot m-a iubit. Dar m-am întors și ce bine e acasă. Nu mai sunt rob, ca un fiu sunt primit. Tatăl mi-a dat haina lui cea curată, numele lui fie-n veci preamărit. Numele lui fie-n veci preamărit. Amin. Ce frumos e, nu-i așa? Vreau să vă spun că așa a fost în fiecare vineri seară. Atât de frumos a fost în fiecare vineri seară, la fiecare deschidere de sabat, aici în biserica noastră. Și nu doar în biserica noastră. Mă uit în sală și dacă ar fi să vă număr, n-aș putea acum, dar aș putea să aproximez că suntem cel puțin 300 de oameni aici în seara aceasta. Dar nu suntem doar 300 de oameni. Suntem vreo 500 în total, pentru că mai sunt încă vreo 200 pe internet. Încă 200 de oameni care ne urmăresc chiar acum. Și i-am întrebat mai devreme de unde ne urmăresc, de unde sunteți, de unde ne urmăriți. Și mi-au răspuns că sunt din Benicassim, din Spania, unii sunt din California, din Arizona, alții sunt și de aici, de prin România, din Slatina, Baia Mare, Paris, Madrid și tot așa, lista poate să continue. Și vreau să vă spun că, deși câteodată suntem așa mai refractar la noi metode de misiune, vreau să vă spun că internetul ne-a ajutat foarte mult în cadrul acestui program. Deschide sabatul la Brâncoveanu. A fost unul dintre mijloacele care ne-a ajutat să ajungem în casele oamenilor și să le spunem despre sabat și sărbătoarea sabatului, pentru că, de fapt, despre asta este vorba. Noi sărbătorim sabatul și vrem ca toți să știe lucrul acesta. Și e un citat care mie îmi place foarte mult. Vor fi concepute mijloace pentru a se ajunge la inimile oamenilor. Unele dintre metodele folosite în această lucrare trebuie să difere de metodele folosite în trecut. Și vreau să spun că am avut o întreagă strategie. Este frumos ce este aici în față, dar este multă muncă în spate.
E foarte multă muncă în spate. Sunt oameni, cel puțin 3 oameni acum la tehnic, care au grijă ca toate camerele astea să funcționeze în regulă, să fie pe subiect. Mai este încă un om care este acum la sunet și are grijă ca microfoanele și sunetul să se aude bine, atât în sală, cât și în spate, pe transmisiunea de internet. Și strategia noastră e cam aceasta. Formatul nostru al fiecarei întâlniri de vineri seara este un format al unei întâlniri adaptate pentru internet. Am vrut să le oferim oamenilor contemporani, oamenilor din 2018, un mediu în care să se simtă bine. Și credem că am reușit să facem lucrul acesta. De asemenea, în fiecare săptămână am postat clipuri de promovare pe paginile noastre. Și nu am făcut clipuri de promovare luate de pe internet, ci traduse. Am filmat, e o întreagă echipă care filmează, montează și tot așa. Și de asemenea, foarte mult a contat interacțiunea cu cei care ne urmăresc. Primim mesaje în fiecare săptămână în care oamenii ne roagă și ne spun: vrem să ne rugăm, să vă rugați pentru noi. Rugați-vă pentru noi. Și noi ne-am rugat pentru ei. Fiecare săptămână ne-am rugat pentru ei, i-am adus în fața grupei de rugăciune și oamenii au simțit că cineva se roagă pentru ei. E cineva acolo, la Brâncoveanu, undeva în București, care se roagă pentru mine. Și din octombrie și până acum vreau să vă arăt niște cifre. Nu ne dăm mari. Doar vă spunem ce se întâmplă. Cam astea sunt cifrele. Vreo 649.000 de minute de vizualizare doar pe pagina noastră de Facebook și 450.000 de vizualizări. Deci noi credem că sunt niște numere destul de mari. Astea sunt doar pe Facebook. Le adunăm și pe cele de pe YouTube și ajungem la 1.000.000 de minute vizualizate la deschide sabatul la Brâncoveanu. De asemenea, avem aici multe cifre, vârste, oamenii sunt din toate categoriile sociale, din toate plajele de vârstă, din multe țări la care nici nu ne așteptam. Credeți-mă că sunt oameni care ne urmăresc din Columbia, din Brazilia, din țări de care n-am mai auzit până acum, din Africa, din Nicaragua, așa, gata, m-am prins, Nicaragua, și sunt oameni care ne urmăresc, știți de ce? Doar pentru muzică. Oameni care nu înțeleg ce facem noi aici. Oameni care nu înțeleg ce vorbim, dar ei ascultă muzica și scriu acolo: God bless you. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Vreau să vă spun ceva. Ori de câte ori mergeți la metrou, ce fac oamenii? Cum îi vedeți? Îi vedeți așa? Da? Sunt mulți oameni aici, din multe biserici, din București și de pe aproape. Vreau să vă spun ceva. Oamenii sunt așa toată ziua. E timpul să faceți ceva și acolo, în bisericile dumneavoastră. E timpul să adoptăm noi metode prin care să ajungem la cei care sunt interesați de Dumnezeu. Noi abia am început și ne dorim să continuăm. Și știm că numai Dumnezeu ne-a ajutat până acum. Fie ca Dumnezeu să fie cu noi, cu întreaga echipă, să fie cu cei care ne-au ajutat în demersul nostru și să fie și cu cei care ne urmăresc acum din casele lor. Amin. Cea de sus.
s-a jertfit, plânsul-mi cântă fericit. Aleluia, 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 vine iar. Domnul vine, aleluia, Domnul vine, aleluia. Făceam o probă pentru că acum câteva minute căzuse microfonul și vreau să știu dacă mai merge. Da. Smerit în fața ta, Iisuse, vin să-mi dai în dar azi pace pe deplin. Cuvinte n-am să-ți mulțumesc, să spun că te iubesc. Pe tine, Doamne, azi te prețuiesc. Iubirea ta e mult prea mare, îmi dai pace aninare. Doar pe tine, Tată, vreau să te slăvesc. Tu mă treci prin ape tulburi, tu mă porți pe aripi de vulturi. Lângă tine, Doamne, azi vreau să trăiesc. Spre cer privirea-mi e îndreptată, tu, soare, îmi aduci speranță-n miresme adunate în flori, ce cântă în culori. Cu tine, Doamne, sunt biruitor. Iubirea ta e mult prea mare, dai pace alinare. Doar pe tine, Tată, vreau să te slăvesc. Tu mă treci prin ape tulburi,
Tu mă porți pe aripi de vulturi, lângă tine, Doamne, azi vreau să trăiesc. Cântă, cântă inima, cântă stelele așa, cântă, cântă inima și spune cum e dragostea. Iubirea ta e mult prea mare, dai pace, alinare, doar pe tine, Tată, vreau să te slăvesc. Tu mă treci prin ape tulburi, tu mă porți pe aripi de vulturi, lângă tine, Doamne, azi vreau să trăiesc. Cântă, cântă inima, cântă stelele așa, cântă, cântă inima și spune cum e dragostea. Iubirea ta e mult prea mare, dai pace, alinare, doar pe tine, Tată, azi vreau să îți te strigă, fiu iubit, nu vrei să vii, iubirea lui pentru a primi. De auzi îndemnul sfânt, ți-n dreaptă doar spre Iisus, căci El revine în curând. În marea zi, când printre nori va reveni, pe pământ vom vedea fața sa și vom cânta aleluia. Nu va mai fi nici plâns amar, nici vreun suspin. Într-o zi împreună vom fi cu El în veșnicii. Când ești îndurerat pe inima apăsat, doar mâna sa
va ridica povara ta. De pasul ți-este greu, ai ajutorul său. Te-ncrede-n El și negreșit vei birui. În marea zi, când printre nori va reveni pe pământ, vom vedea fața sa și vom cânta aleluia. Nu va mai fi nici plâns amar, nici vreun suspin. Într-o zi împreună vom fi cu El în veșnicii. Amin. Legat de următorul cântec, am o mică poveste. Lucram la un proiect în podul acestei biserici și la un moment dat, eu acolo, printre clape și note, aud niște glasuri. Când ies din, de acolo, de la spălătorie, surorile de diacone se pregăteau cina. Urma sabatul următor să fie cină. Haideți să ascultați o piesă nouă, n-ați auzit-o în viața dumneavoastră. Erau o diaconasă mai tânără, una mai în vârstă, le pun căștile pe urechi, iar sora diaconeasă mai în vârstă zice, eu asta știu din copilărie. Eu credeam că e nouă, proaspătă. Spune așa, vezi, să nu cumva să uiți că viața ta este o minune, este un gând al cerului. Nu uita asta. Nu uita nici că nimeni nu zâmbește ca tine. Nimeni. Ești unic. Extraordinar cântec. Am fost impresionat de acest cântec, mai degrabă de versuri, dar și melodia, în simplitatea ei. Mi-a plăcut foarte mult și sper să vă placă și dumneavoastră. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că gândul tău e o minune, un mulțumesc. Ai fost clădit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său.
vezi nu uita, niciodată nu uita, că nimeni nu-i la fel ca tine. Nici când zâmbești, vezi nu uita, niciodată nu uita, că ai și tu un rost în asta. A ochi mare cum e, ai fost clădit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc în planul său. Nu uita, niciodată nu uita, că ești un fir de păpădie, de vânt purtat. Dar nu uita, niciodată nu uita, că prețul tău stă în jertfa crucii ce te-a salvat. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un loc, un loc în planul său. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, că viața ta e o minune, un gând ceresc. Vezi, nu uita, niciodată nu uita, în mersul tău să spui adesea un mulțumesc. Ai fost dorit de tatăl tău, tu ești copil de Dumnezeu. Îndoiește-te de toate, însă nu de harul său. Ține minte totdeauna, ești al lui și el al tău. Nu uita că ai și tu, ai un rost, un rost în planul său. Amin. Și am ajuns la sfârșit. Și nu uităm să spunem un mulțumesc pentru tot ceea ce s-a întâmplat în această seară. Mulțumim Union, cum se zice? Union Quartet. E de la Uniune? Da. Mulțumim băieților de la Uniune. Mulțumim, Cătălin Gâțan. Îmi aduc aminte că mulți ani de zile am realizat matinalul și țin minte că odată te-am întrebat cum ai început să cânți și ai zis că primele concerte erau date în fața blocului prietenilor tăi, iar prețul unui bilet care credeți că erau câteva frunze. Mulțumim, Vili Dulă, de asemenea,
pentru muzica oferită în această seară. Mulțumim și lui Claudiu Agapia pentru că s-a deplasat 100 de kilometri și dus 100 întors ca să fie prezent cu noi. Mulțumim de asemenea Denisei Băileșteanu pentru curajul pe care l-ai avut după atâta vreme să cânți și să ne încânți. Mulțumim frumos! Mai sunt câteva mulțumiri la final pentru că așa e frumoasă este imaginea, dar ce e în spate și câtă muncă să zâmbești, să fii proaspăt tot timpul, în ciuda faptului că ești obosit, că te-ai certat cu soția, că ceva nu ți-a mers, tu ești în față și spui, omul ăsta n-are nicio problemă. Chiar în momentul acesta, fetița mea este la spital, a avut o criză de urgență, dar de fiecare dată trebuie să ai puterea să mergi mai departe, să continui. Așadar, mulțumim colegilor de la tehnic. Și mulțumim și corului din Brâncoveanu, priviții, pentru că în câteva seri și ei ne-au încântat cu muzica. De fiecare dată când ceva se deregla în programul nostru, apelam la ei. Deregla înseamnă că cineva pe care îl invitați să cânte ne-a anunțat în ultimul moment că nu mai poate ajunge. Poate să mai vină. Și atunci, repede pe WhatsApp, haideți, veniți, nu putem să venim. Păi și ce cântăm? Nu nimic, improvizăm noi ceva. Și cântam piese noi, ne ajutam și mulțumim pe această cale lui Vili care a venit și a cântat cu noi. Mulțumim de asemenea lui Cătălin care a cântat tot așa o temă improvizată. Mulțumim și lui Claudiu care a făcut același lucru. Dragilor, vă mulțumim foarte frumos pentru că voi ați fost oamenii noștri de nădejde. În seara asta ați părut așa ca spectatori, dar am vrut să fie așa. Bine, așa s-a și întâmplat, pentru că dacă mai băgam și noi piese cu corul, era așa mai ca Eutih, poate la un moment dat. Dar ei au fost așa, partea de background. Ei au stat în spate și au susținut ceea ce am făcut. Mulțumim frumos pentru toată efervescența voastră și reacția. Trebuie să mai mulțumim și pastorului bisericii. Știți de ce? Nu pentru că a ținut puțin, ci pentru că dacă am fi găsit în dumnealui o cetate pe care trebuia să o cucerești, să stai să-l convingi, o, frate, ce facem noi? Să lăsa cucerii din prima. Ce facem noi? Păi noi ieșim din tipar, păi dar ce o să zică? A venit aici președintele conferinței, a fost încântat, a venit secretarul Uniunii de asemenea și a dat și el ok-ul. Și președintele Uniunii a fost. Și președintele Uniunii de asemenea, pentru că ceea ce am încercat să facem aici n-a fost decât să vă aducem pe dumneavoastră mai aproape de cea mai valoroasă idee pe care poate să o aibă un om și la care să nu renunțe niciodată. Că cetățenia lui nu este aici, ci este în cer. În această seară, muzica și lacrimile, putem spune că au avut un numitor comun, dar au fost acele lacrimi de bucurie. Lacrimile care ne-au amintit din nou că El va veni curând, pentru că El a pregătit un loc pentru fiecare dintre noi. Suntem adventiști, suntem așteptători. Vrem să-L vedem pe El? Vrem să-L vedem pe Iisus. Este ceea ce ne mai rămâne în ciuda tuturor dificultăților. Așadar, dragii mei, plecați cu mesajul acesta. Indiferent de cum va fi mâine, cât va fi de greu sau cât va fi de complicat, suntem păcătoși și noi greșim, dar totuși ne ține în picioare această idee că undeva va veni un moment în care ne vom întâlni cu El față în față. Eu vreau să-L văd pe Iisus. Dumneavoastră, da, e bine, e bine. Noi vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să-L vedem pe Iisus. Vrem să să-L întrebăm de mai păstrează urme-n palme pentru noi sau dacă tainic mai plâng ochii săi. Obosiți de o lume ce se pierde în abis, ne e dor de căminul pregătit de Iisus. Vom vedea strălucind fața Lui, nefericit
cât ne-a iubit, de ar pricepe cineva. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm de mai păstrează urme tale pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii. În curând vom vedea pe împăratul iubit, cel ce singur pe cruce s-a dăruit, ca să ne dea veșnicia pierdută în Eden, și să vedem strălucind fața sa. Vrem să vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm de mai păstrează urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. Vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, vrem să-L vedem pe Iisus, să-L întrebăm de mai păstrează urme-n palme pentru noi, sau dacă tainic mai plâng ochii săi. Sau dacă tainic mai plâng ochii săi. Vrem să vedem pe Iisus. Fiți binecuvântați în familiile voastre și pacea Domnului Iisus să fie cu noi cu toți. Amin. Amin.